Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Gemeni. Haideți să facem o etalare pentru perioada 18-31 iulie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă în dragoste. Haideți să vedem, Gemeni, 18-31 iulie 2020 în dragoste. Gemeni, 18-31 iulie 2020 în dragoste. Gemeni, 18-31 iulie 2020 în dragoste. Gemeni, 18-31. Gemeni. Ok. Bun. La baza etalării avem regina de monede. Poate aveți de-a face cu un taur, fecioară, capricorn. Avem și balanță. Avem și bâte. Leu, berbec, săgetător. Voi duceți o povară aici. Și o povară și o greutate pe suflet și o responsabilitate foarte mare. Dar o să facem imediat clarificarea. Despre ce este vorba. Aici avem judecata cu justiția și doi de pentacule. Cine a făcut nedreptate aici? Dacă sunteți voi sau partenerul vostru sau partenera voastră, aici se cere justiție divină. Cineva are o greutate pe suflet datorită faptului că n-a adus justiție curată cuiva aici. Dacă persoana iubită are greutate că nu va adus justiție curată vouă sau voi către persoana iubită, aici se va face o justiție. Pentru că cineva aici n-a fost cinstit. Cineva aici a încercat să echilibreze o situație, două situații sau mai multe situații sau cineva aici s-a jucat. Cineva aici a încercat să facă un mic joculeț sau poate mai mare. Haideți să vedem 10 de bâte. 10 de bâte. Judecata. Justiția. Doi de... Deja nici n-am întrebat că a ieșit. Wow, aici e un întreg război. Ok. Dacă voi ați făcut ceva cuiva din Taur, Fecioară, Capricorn sau persoana asta v-a făcut acest lucru, să știți că se cere justiție din partea cui a greșit. Aici este o povară și o situație foarte urâtă. Aici este o situație în care cineva suferă, voi sau persoana iubită, foarte tare și aici cred că au avut asemănători la Fecioară. Este ca și cum cineva cere o justiție aici. S-ar putea să fie chiar pe calea legală, să fie vorba de un divorț. Aici se va lăsa cu foarte multă ceartă. Foarte multe dispute. Ok, haideți să vedem 9 de săbii. 9 Regina de monede. Se încheie cu ceva cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Eremitul. Eremitul. Turnul. Wow. Diavolul. Exact. Să știți că la Fecioară am avut așa ceva. Sau... Luați cum rezonează. Cineva aici își cere o justiție. Dacă voi sunteți aceia, vă cereți justiția împotriva unui Taur, Fecioară, Capricorn... Împotriva unei balanțe sau împotriva unui taur. Asta e mai mult zodie de pământ, văd aici, mult pământ. Sau împotriva unui gemen, balanță, vărsător. Ori dacă voi sunteți cei care ați greșit, eu cred că este vorba despre un divorț. Clar e vorba de un divorț și un capitol care se încheie definitiv. Pentru că aici, aici s-a prins, cineva a prins pe cineva, voi pe partener sau partener sau... Partenerul sau partenera v-a prins pe voi cu o nedreptate pe cale legală sau o infidelitate, 5 de bâte, competiție. Cineva s-a jucat aici și
Deja era cazul să se pună punct. Ok, cineva aici din Rac pe Scorpion a foarte multe opțiuni. Am spus că seamănă cu Fecioară. Am spus că seamănă. Poate sunteți pentru domnii gemeni, aveți ascendent în apă și poate este vorba despre voi. Aici ceva a fost o joacă. Bun, ideea este că aici se termină ceva cu un Taur Fecioară Capricorn în definitiv, dar va fi ceva foarte urât cum se termină acest aspect. Dacă voi sunteți cei nedreptățiți, practic persoana asta va avea o împreună, ca să spun așa, dar și voi veți avea o povară până vă faceți dreptate, dar vă veți face dreptate într-un final. Dar și personajul ăsta cu care aveți de-a face, dacă voi ați greșit, își va face dreptate până la capăt. Dar dacă este vorba despre un divorț, se va lăsa cu foarte multă ceartă. Aici se luptă pentru ceva financiar sau pentru ceva ce a fost sustras, ceva a fost o moștenire. Poate vă luptați pentru neamuri contra neamuri. Este ceva foarte complicat. Este o ceartă foarte mare unde se implică și familia persoanei iubite, parcă și familia voastră. Vreau să văd diavolul. Turnul. 5 de bâte. Ok. Da. Ce ciudat. Câțiva dintre ok, haideți să vedem. Am atâtea mesaje pentru că nu știu pe care să-l spun primul. Ok. Câțiva dintre voi, nu știu de ce aveam impresia că citesc tot la Fecioară, mă, și zăpăcisem. Câțiva dintre voi parcă aflați că aflați voi sau persoana iubită, aici a fost un leu berbec săgetător la mijloc, implicat. Dacă voi sunteți doamne, aflați că mai exista o doamnă din leu berbec săgetător cu care această persoană avea o relație în paralel. Dar vreau să vă spun povestea exact așa cum o văd eu, ok? O să o spun așa cum o văd. Aici, prima dată, fără nicio supărare, eu văd așa, că voi, mulți dintre voi aveți ascendent în zodie de apă sau în zodie de aer. Cineva aici poartă o povară din zodia gemeni. Voi. Cineva poartă o povară de o judecată. S-a făcut aici o nedreptate pentru o regină de monede. Pentru un Taur Fecioară Capricorn. Care are o suferință și o stare foarte urâtă. Își dorește dreptatea și se va face dreptate printr-un divorț sau printr-o cale legală. Aici se va produce un turn. Este vorba și de zodia pește aici, din câte văd. Va ieși cu foarte multă ceartă. Vor fi implicate familii de ambele părți. Aici este practic ca și cum cineva a făcut nedreptate. Pe cale de afaceri este posibil. Pe cale de afaceri. Ori vouă vi s-a făcut nedreptate din partea persoanei iubite cu care colaborați din punct de vedere financiar. Este ceva legat și de o afacere. Ce energie complicată și ce agitație foarte mare. Ok. Parcă simt ca și mesaj pentru unii dintre voi este că parcă voi ați spus cuiva colaborăm doar din punct de vedere financiar, iar persoana asta a sperat la mai mult și acum persoana asta se răzbună pe voi pe calea justiției și a judecății, dar degeaba. Dar este ceva ca și cum în care va fi implicată foarte multă lume pentru cearta asta. Nu, aici chiar are loc o judecată. Și aici este implicat și un alt bărbat din leu berbec săgetător. Ori o femeie, ori un bărbat din leu berbec săgetător. Pentru câțiva dintre voi este posibil ca persoana cu care aveți de-a face să fi fost împreună cu un leu berbec săgetător, să fie avut o relație serioasă acolo, iar parcă vouă v-a dezvăluit că vrea să fie cu voi doar pentru partea financiară și asta va duce la un război. Deci la un război puternic, pentru că voi vreți să vă recuperați banii.
Ok. Justiția. Da, e vorba de bani. E vorba de dă-mi înapoi ce mi-ai luat. Uite. Ok. Doi de pentacule clarificat de șapte de săvi. Cineva a fost vicleană aici. Persoana voastră iubită cred că a fost vicleană. Pentru câțiva dintre voi, să știți că am mesajul ăsta, este posibil ca voi să fi iubit pe cineva din Leu, Berbec, Săgetător, iar cineva din Taur, Fecioară, Capricorn a încercat să intervină în viața voastră oferindu-vă parte financiară sau încercând să vă ademenească pe partea asta, dar persoana asta ca și cum și-a luat o țeapă foarte mare pentru că voi n-ați încetat să iubiți persoana din Leu, Berbec, Săgetător și cumva aici este ca și cum persoana asta din Taur, Fecioară, Capricorn încearcă să-și facă o dreptate foarte mare atacându-vă pe toate direcțiile. Și voi va trebui să duceți războiul ăsta, când voi de fapt iubeați pe altcineva. Dar poate ați acceptat ajutorul financiar al cuiva. Ok, 9 de spade. Sunteți în defensivă cu persoana asta din Taur, Fecioară, Capricorn. 3 de bute. 3 de bute. Cea mai complicată etalare. 3 de bute, 2 de bute. Deci clar, persoana asta așteaptă să vă facă rău. Aveți foarte mare grijă. Persoana asta așteaptă să vă facă rău. Nu știu, legați voi povestea cum este, pentru că mie mi se arată foarte multe lucruri și nu știu cum să le descifrez la voi. E o energie foarte complicată. Judecata. 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 Da, voi aici se poate vreți să dărâmați pe cineva din leu, din rac pe scorpion. Pentru că văd moartea. E vorba de ceva ce se termină. Eremitul. Da, e un capitol încheiat. Lumea. Aici cineva n-a fost serios. Dacă persoana voastră iubită n-a fost serioasă, dar culmea este, există un abandon, o părăsire. S-a terminat un joc aici, s-a terminat un joc, definitiv. Dacă voi ați primit acest lucru din partea persoanei iubite, este ca și cum voi vreți să vă faceți dreptate, pentru că persoana asta este o persoană care v-a adus atât de mult rău în viața voastră, încât nu vreți să mai aveți de-a face niciodată cu această persoană. Voi vreți pe cineva dintr-o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător, dacă nu veți întâlni o persoană de genul acesta cu care voi vreți să faceți o căsnicie. Dar dacă voi ați făcut asta unei persoane, a doua situație, persoana asta vrea să-și facă dreptate pe cale legală. Aici au fost și niște bani pierduți, dar altceva ce pot să spun este că dacă voi ați ajutat financiar pe cineva, voi vreți să vă recuperați banii pe cale legală. Și mai am o situație, dacă voi iubeați deja pe cineva, dar ați acceptat ajutorul cuiva din Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, este ca și cum persoana asta a crezut că poate să vă aibă în felul ăsta când voi iubeați pe altcineva dintr-o zodie de foc, iar cumva situația este în felul următor. Persoana asta acum când vede refuzul vostru, este ca și cum caută să se răzbune pe voi. Ideea este că ceva se termină aici definitiv. Cavalerul de spade. Da, o să ieșiți bine, stați liniștiți că o să ieșiți bine. O să fie bine pentru voi. O să aveți succes. O să se liniștească apele. Bun, atâta am avut și pentru voi. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Vă pup și vă aștept la un nou video.